Din 1945 și până la Revoluție, de 1 mai, ziarele erau pline de relatări despre întrecerile socialiste din fabrici și uzine, despre grandioasele defilări, cântece patriotice și lozinci scrise cu trupuri umane. Pe vremea când săptămâna de lucru din România era de 7 zile, iar Paștele și Crăciunul nu erau sărbători oficiale, 1 mai oferea prilejul unei zile libere, parțial. Asta pentru că abia după ce se bifa omagierea partidului și a conducătorului, oamenii puteau să-și organizeze propriile petreceri. Lumea se aduna în parcuri sau pe malurile râurilor, la tradiționalul grătar cu mici și bere, ascultând muzică populară. Păi mă amintesc că la 1 mai era o zi, bineînțeles, trebuia să sărbătorim că era 1 mai. Mergeam afară la pădurea rotundă, acolo ne distram, frigeam carne, mititei și sărbătoream. Și era foarte frumos. Și acum s-ar putea să fie. Apoi acum nu știu că aici la noi s-a făcut un drum de agrement pe acolo. Se mai poate merge sau nu se poate. Era o obligație sau era o plăcere să sărbătorești 1 mai? Nu, păi cum să fie, era o plăcere și normal că dacă o dat o zi liberă atunci sau 2 zile, o sărbătorem. Și normal. Era foarte frumos. Păi cum, doamne, erau liberi de la fabrici, erau la grătare, alții la lucru, care cum puteau. Era o zi importantă, așteptată? Păi era așteptată, ca așa. Da. Acum cum vi se pare că se sărbătorește? Da, păi care are ce trebuie, doamne, e bine. Și am muș înainte. Și... Era plină, dacă nu mergeai de dimineață la pădure, nu mai găseai loc. Cred că erau mai mulți bani sau ce. Și cum sărbătoreau oamenii? Ce consumau? Ce mâncau? Păi mici, grătar, bere, de toate. Acum nu știu dacă sunt câțiva la pădure. În general, aveți amintiri plăcute despre această zi? Da, da. Foarte frumos. Era toată pădurea, era plină, jucau fotbal, peste tot, grătare. Era un sentiment de sărbătoare. Da, da. Acum nu știu. Că nici anul trecut nu era nu știu ce. Poate oamenii acum n-au servici. Câte locuri de muncă era atunci în Reghi? Da, în timpul lui Ceaușescu prin muncă. Așa ne-am sărbătorit ziua de 1 mai. Dar mai erau și petreceri, chefuri de 1 mai. Era, dar mai rar. În ce domeniu ați lucrat? În agricultură. Și cum sărbătorea lumea atunci când era momentul acela de zi liberă? Până la amiază trebuia să lucrăm. Până la amiază, până la 12, tot, orice zi, era orice 1 de mai prin lucru. După masă mai erau și distracții. Ei, până la amiază lucram și după aia sărbătorim. Cumpăram mititei, plechenul, bere, câte o ladă de bere, fiecare când mergeam afară și nu, până seara. Se simțea atmosfera aceea de sărbătoare? Da, da, foarte. Altă zi nu, nici la paș, nimic, atunci nu lăsa să stăm acasă. Numai la 1 mai. Era la pădure, era o manifestație, era mici, era fregi. Putea tot omul să-și cumpere să mănânce mici orice dorea. Și era program artistic, era frumos, era mai frumos ca acum. Oamenii sunt săraci. Au plecat care cum o în toată lumea. Simțiți că astăzi e sărbătoare? Nu. Nu. E prea pustiu. E orașul pustiu. Atâtea fabrici am avut aici, le-au distrus. Îmi pare foarte rău. Avem o țară bogată, frumoasă, cu de toate. Și unii și-au bătut joc de ea. Păi cum era? Se aduna lumea. Mergeau la distracții, mergeau la defilare. Când eram eu mai tânăr, tânăr de tot. Cum era cu aceste defilări? Foarte frumos. Mergeam la defilare, ne întâlneam grupuri mai multe, după aia mergeam, mâncam un mic, beam o bere, ne distram și era frumos. Era o zi așteptată? Păi, de multe ori mai lucram câteodată. Ce să facem asta? Era situația. Păi și astăzi se mai lucrează? Păi astăzi lucrăm că suntem obligați. Eu acum lucru pe la țară, am o grădină pe acolo,
Ce să fac, câți bătrâni, nu mai duc ca tinerii la mare sau mai știu și unde s-au dus ăștia pe în stațiune. Simțiți că astăzi e sărbătoare? Am văzut aici steagurile astea prin oraș în rest. Simt că după masă ne întâlnim vă doi și facem un mic, facem un grătar și mai povestim, bem o bere și trece vremea.